Aveți impresia că România e doar despre niște șantiere externe de unde fură saci de ciment toți muncitorii? Nu, Doamne ferește! Să luăm un exemplu recent. Aducțiunea de gaz din satul Vlădiceni, județul Iași. Chiar s-a făcut. Din fondurile proprii ale comunei. Și e de remarcat că a costat doar vreo 400.000 de lei, când ar fi putut să coste triplu, dacă o bugeta ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. Vestea și mai bună e că, în cinstea aducțiunii, preotul din localitate a sfințit temeinic conducta de gaz. Pentru că dacă o sfințea mitropolitul Moldovei, costa triplu. Eu zic că e deja un pas înainte a fețelor preasfințite, în sensul în care au înțeles că nu numai apa, știi? Adică au mers și la o altă stare de agregare. Binecuvântat ești Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Mi-e puțin teamă, pentru că s-au plecat prea mult asupra științei. Cred că primarul a avut inițiativa. Da. Da. Îl văd după statură. E foarte mândru de ce a făcut. Preotul nu putea refuza oricum. Nu, dar și preotul e încântat. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Avem conducta la el, el era acolo. Am văzut preotul care a sfințit conducta, mie mi-a plăcut unul din argumentele lui pentru travaliul ăsta de a face dita mai sfeștania la conductă. Se sfințește această conductă de aducțiune. Pentru că oamenii vor avea gaze și doar vor învârti butonul la aragaz și pac foc, nu vor mai consuma timp să se ducă în pădure, să taie lemne, să le aducă acasă, să facă focul, să nu știu ce, și vor avea mai mult timp pentru Dumnezeu. Să luăm aminte, se binecuvintează, sfințește statea aceasta de pomparea gazului și toată lucrarea de aducțiune cu harul preasfântului Duh. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Jam, și publicul se închina și în fața bătrânelor de acolo din sat era așa o bucată de țeavă galbenă și lăsată. Păi să se vadă la ce se întâmplă. Da, păi, și acum ne închinăm la țeavă. Păi știi că e faza aia cu băbuța care iese de la moaște și pupă microfonul reporterului? Și par fi și o țeavă de gaze, acum e sfințită. Trebuie să concure astfel încât să câștigăm timp pentru Dumnezeu. Știi ce aș vrea să... Sfințească ăștia niște străzi, niște treceri de pietoni ca să nu se mai întâmple drame, știi? Adică dacă strada e sfințită, pac, pietonul dement se aruncă pe stradă să traverseze aiurea, tu lovești, de el nu moare. Se ridică, merge mai departe, că e strada sfințită. Zic și eu, o idee. Se binecuvintează, sfințește statea aceasta de pomparea gazului și toată lucrarea de aducțiune. Dar stai puțin, dacă ajung după aia la electron, dacă ajung la atom, dacă ajung la quark, dacă ajung la nanoparticulă, ce fac? La Big Bang-ul ăla, ce se întâmplă? Doamne! Adevărul e că da, senatorul Șerban Nicolae a ajuns recent la Big Bang, ocazie cu care a binevoit să declare. Nu am întâlnit nicăieri în lume nicio ipostază, o explozie care să fi creat ceva. Și nu cred că minte, întrucât pare genul căruia, dacă îi dai pe mână un chibrit și o țigară, e în stare să dea foc la partid. Da, un șerbanc prost, da. Una peste alta mă gândesc că sfințirea conductelor de gaz s-ar putea realiza pe viitor în parteneriat cu sfințirea transformatoarelor electrice din localitate. Mi se pare că așa putem reconcilia în sfârșit progresul și tehnologia cu evul mediu românesc. Să vină și la anul, să fac asta o dată pe an, să fie un eveniment. A, bun, deci eu acum înțeleg că la aragaz vine și gaz bun și gaz. Și dacă gazul rău e de la Rus, te-ai gândit? Nu, e măi, direct de la ala cu coarne, că de-aia sfințește. Înțelegi? Și atunci dacă-ți vine gazul sfințit, ăla nici nu cred că arde, că zici să arzi în flăcările iadului. Deci eu zic că dacă vrei să gătești, îl lași pe satana să se ocupe. Așa mă gândesc, nu? Da. Sau să ai așa un ochi și poți să pui pe ochi, știi? Pac, aici pui pe prefericitul, pe ochiul ăla mare și pe ochiul ăla mică, la dracul ăla mică, la care arde pânșe și unde îți mai faci cafeaua, știi, unde îți faci astea drogomantice. Acolo lași gazul ăla nesfințit. Și practic cum îți vine apă rece și apă caldă la robinet, îți vine și gazul sfințit și gazul nesfințit. Trebuie să concure astfel încât să câștigăm timp pentru Dumnezeu. Eu am și zis, sper că Dumnezeu are simțul umorului. Când se uită, știi, se uita la Iași acolo în comună și și văd, știi, tot aici se uită. Ce faceți?
pare clar ce se întâmplă la nivel de spiritualitate. O întrebare persistă totuși. Cum procedează preotul care vine să-ți sfințească, debobotează când intră în bucătărie? Păi se uită, nu, se uită din start. Așa. Adică ei sunt antrenați, ai seama, de la atâta lumânări, mii de veacuri de lumânări. Deci n-au cum, simt imediat, aia, că ei știu și între ei, asta nu e lumânare de la nu știu ce. Știi că te pun să cumperi numai de la ei, nu poți să fii cu lumânare de afară. Așa. Și te simte și la miros, asta nu e lumânare de la noi, te stinge, ți-o, nu? Au oameni infiltrați acolo, știi, la vii, la morți, îți suflă în ele, ca să cumperi de la ei. Da, 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 e, așa e și ăsta, îți simte imediat la miros, știi? Te roagă, maică, fă-mi și mie un ceai, că nu știu ce. Și tu când ai aprins, pac, păi ce-am făcut? Ce-a, aici sfințesc, te... Știi? Dă până intră în tencuială. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască într-o seară. La mulți ani cu sănă.